Este forfotă mare în toate piețele agroalimentare, iar cele mai căutate în această perioadă sunt legumele de sezon. Varza murată este una dintre delicatesele pe care toamna gospodinele se apucă de pregătit, pentru a avea în timpul iernii materie primă pentru sarmale, dar și pentru salate. Gospodinele se pregătesc deja pentru iarnă, iar acum este vremea perfectă pentru a pune varza la murat. Acest produs este util și nu numai la sarmale, dar și în alte preparate culinare. A spus varza la murat. Am pus-o, sigur că da. Este nelipsită. Asta este nelipsită. Cât ar fi de scumpă, trebuie să o luăm. O folosiți la salate, la sarmale? Mai mult pentru sarmale, pentru carne de porc cu varză. Mai ales în România, apropierea sezonului rece coincide cu momentul în care mulți români se gândesc la renumitele murături, ca să aibă parte de o varză murată extraordinară, atât pentru sarmale, cât și pentru varză călită sau salată. Gospodinele noastre respectă anumite reguli și au secretele lor, dobândite din generație în generație. Eu o pun tradițional, cum știu, de la părinții mei. Varză, o spăl, o așez în butoi, îi pun mărar, îi pun sfandoc, îi pun fost de dafin, foarte puține câteva, sare, 400 de, am un butoi mai mare, și pun 350-400 de grame la 10 litri de apă. Pe urmă o las, o așez în butoi, îi pun toate cele, mai pun câte o gutuie, așa, mai mult simbolic, așa vrea soțul, că el e de aici, eu sunt din Ardeal, dar mă rog, m-am moltenizat. Și restul, după vreo 3 zile, așa, după ce pun apa și cu sare o dizolv, așa, o vântur sau o pritocesc, așa, am robinet jos la butoi și cam asta este, aproximativ din 2 zile, o săptămână, să zic așa. Și faceți sarmale, salată? De toate, de toate, la timpul lor. După ce s-a crește, mâncăm și călită, și sarmale, și cu tăiței, și cu tot ce se poate, că varza e un aliment principal. Cumva, varza murată a fost privită întotdeauna ca un aliat de nădejde care ajută multe familii să depășească iarna mai ușor. Da, am pus-o. Am pus-o din octombrie, de pe 20. La ce o folosiți? La sarmale. Orice mâncare poți să faci. Și ciorbă acră, și sarmale, și... E nelipsită varza murată. Da, și călită, așa, cu carne, cu... Fie că vorbim despre sarmale, varză călită, ciorbă de varză sau salată de varză cu ulei și piper, varza murată reprezintă mereu o soluție în meniul românilor. Acest preparat are și o serie de beneficii. Îmbunătățește digestia și curăță intestinele. Mineralele și fibrele alimentare pe care le conține sunt ideale în cazul mâncărilor grele.